Registrul Auto Român și Poliția Rutieră elimină din trafic vehiculele care pot produce accidente din cauza problemelor tehnice grave pe care le au. Astfel, în urma acțiunilor de control desfășurate în primele 3 luni din 2015, la nivelul județului Giurgiu, inspectorii RAR au descoperit 16 vehicule din 364 verificate care prezentau pericol iminent de accident. În aceste situații, una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, care poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice la reprezentanțele Registrului Auto Român. Ca urmare a acelorași controle, s-a constatat că 38,74% dintre vehicule aveau diferite neconformități de natură tehnică sau legate de acte. Din totalul vehiculelor cu probleme, 18,68% au fost considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere, 10,47% depășeau nivelul maxim admis de poluare, 3,3% au avut probleme legate de identificare, iar 3,3% au avut neconformități din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice. La finalul controalelor tehnice desfășurate în trafic în intervalul ianuarie-martie 2015, Poliția Rutieră a reținut 110 certificate de înmatriculare, 4 permise de conducere și au fost aplicate 124 de amenzi. Menționăm că sancțiunile mai sus specificate au fost aplicate exclusiv pentru vehiculele la care inspectorii RAR au găsit neconformități tehnice sau legate de acte.